Că îi spunem bună dimineața invitatei noastre, Alina Costache, lector la Fundația Calea Victoriei, acolo unde are și un curs foarte interesant, care se numește Puterea Arhetipurilor. În perioada asta, dar în general mai sunt și alte cursuri pe care le țineți acolo și mi s-a părut foarte interesant și chiar vreau să dezvoltăm un pic, să înțelegem și noi ce sunt aceste arhetipuri și cum ne putem identifica, unde, cum știm unde suntem. Pentru că noi am impresia că preluăm, nu? Exemple. Bună dimineața. Bună dimineața. Putem să ne gândim la arhetipuri ca la o sumă de trăsături. Unele se află în conștientul nostru și ne e ușor să le identificăm și altele se află în inconștient și pe acelea nu le cunoaștem. Însă dacă ne gândim că un copil care se naște astăzi, la 5 luni deja poate să dea cu degetul pe ecranul smartphone-ului, deși nu are doar 5 luni și de unde are toată știința. El practic moștenește un inconștient al tuturor generațiilor anterioare, acel inconștient colectiv. E în gene, practic, nu? E în gene. Putem să spunem așa. Aparatul nostru psihic are partea conștientă, adică toate acele informații pe care noi le putem accesa prin gânduri, prin și partea inconștientă, unde avem acces doar limitat, uneori prin vise, alteori prin diferite introspecții și incursiuni. De asta spunem de la o generație la alta că băi, ăștia sunt mai deștepți decât am fost noi, băi, ăștia sunt mai altfel decât noi, pentru că ei au mai multe informații, adică s-au strâns mai multe și au ajuns la ei și cumva din naștere le-au căpătat, nu? Asta este exact, explicația. Da. Putem să ne gândim și să poate ne e mai ușor să înțelegem atunci când ne gândim la poveștile și basmele cu care noi am fost crescuți. Pentru că așa cum s-au transmis basmele din, nu, până la urmă, din gură în gură, au ajuns la noi sub forma acestui inconștient colectiv. Unul dintre cele mai cunoscute arhetipuri, să spun, și mai ales că, uite, ne aflăm și în perioada aceasta de început de martie, urmează ziua femeii, ziua mamei, este arhetipul mama. Mama ce înseamnă? Mama este sursa vieții, poate fi apă, poate fi pământ, poate fi orice dă viață, hrănește, îngrijește. Și această sumă de trăsături se află în inconștientul nostru. Și e posibil ca la un moment dat să devin mamă la rândul meu, iar în inconștientul meu acest arhetip să aibă o anumită formă, să aibă o imagine. Mama trebuie să fie prezentă în viața copilului 100%, să fie casnică, să... Asta e imaginea cu care eu am venit pe lume și evident societatea îmi cere altceva. Societatea îmi cere să merg la serviciu, să gestionez și relația cu soțul, să am fiu de trei ori femeie, socială, nu doar mamă, fiu... da? Exact. Și atunci în interiorul meu se naște un conflict, pentru că eu încerc să mă încadrez în acea imagine pe care o am în zona conștientă. Dar să fac și pe plac societății, cumva. Exact. Pentru că accesând prin gânduri doar imaginile acestea pe care eu le știu despre ce ar trebui să însemne o mamă, atunci o să fac tot felul de eforturi și în interior simt că nu sunt mulțumită, nu sunt împlinită, nu înțeleg unde se rupe. Ui, și acum, atunci de unde știm pe ce drum să o luăm, care este potrivit pentru noi? Aici intervine procesul de introspecție pe care îl poți face prin diferite forme. În cursul meu eu propun această formă de introspecție prin arhetipuri, prin care poți să identifici care este structura arhetipală pe care un om o poate avea, pe care tu o ai. Practic, cumva, dacă se conformează, să e un rebel? Rebelul este un arhetip, cu adevărat. Așa. Dar fiecare arhetip are partea luminoasă, adică ce înseamnă rebelul? Rebelul contestă autoritatea, e independent, își dorește să... are spirit de aventură, însă există și partea umbrită a fiecărui arhetip, cel care, rebelul care contestă
autoritatea sau contestă orice formă de normă socială. Ăla e anarhist deja. Exact, și ajunge în cealaltă zonă. Nu există o rețetă foarte sigură, o rețetă clară. Adică dacă eu am ascultat Greuceanu și, să zic, copil fiind, m-am identificat, bineînțeles, cu eroul, nu? Cu cel care reușește să îi dea jos pe cei trei zmei, pe cele trei zmeoaice și să readucă soarele și luna. Asta nu înseamnă că eu voi avea în interior, în mod sigur, un arhetip al salvatorului sau al eroului sau al, nu știu, regelui. Înseamnă că acolo există o sumă de trăsături pe care eu nu le cunosc în inconștientul meu. Și atunci am nevoie să fac acest proces de introspecție, să mă uit la viața mea, să văd zona unde identific conflictele. Și mie mi-e cumva teamă că în exemplul ăsta cu Greuceanu suntem mai mult în postura celor care așteptăm un Greuceanu care să vină și să rezolve toate problemele, pentru că noi nu vrem să facem nimic. Adică mi se pare că mai degrabă Miorița ne definește decât Greuceanu pe noi. Aici ne aflăm în zona asta de inconștient colectiv, nu? Colectiv, exact. Da. N-aș putea să spun că e 100% un răspuns clar cu da și nu. Tocmai de asta este important să aflăm despre noi înșine cam în ce zonă ne aflăm, în așa fel încât să putem să rezolvăm acele conflicte interioare și să putem să trăim o viață împlinită, o viață cu sens. Pentru că degeaba sunt un avocat de succes care doboară toate procesele, nu le câștigă unul după celălalt, însă mă duc acasă și nu am niciun fel de viață socială, mănânc înghețat în fața serialelor de pe canalele de streaming. Păi și ce, doamne, e rău să mănânci înghețat în fața? Ce nu, spuneți da. Acum? Îmi dați lumea peste cap. Eu am mai văzut și avocați care mai cunosc cliente, mai ies la o cină da, cu ce cliente. Ce înțeleg eu, că practic de aici începe cunoașterea noastră, pentru că sunt niște tipare pe care noi le vedem de când suntem mici, probabil că le luăm drept exemple, creștem cu ele, ne identificăm cu ele, dar nu suntem neapărat noi. Exact. Exact, așa și este. Cumva de aici trebuie să plecăm, să definim foarte bine cum suntem, cine suntem și ce ne dorim cu adevărat. Exact. Și la un moment dat ajungem acolo. Că, sigur, mai ales în adolescență există tendința de a-i copia pe ceilalți. Vreau să fiu ca ăla, vreau să ne luăm tot felul de modele care nu sunt potrivite temperamentului nostru și modului nostru de a fi până la urmă, nu? Exact. În adolescență noi ne definim practic identitatea și o facem în raport cu grupul celor de aceeași seamă. Și atunci, într-adevăr, luăm anumite modele și încercăm să ne definim propria identitate în raport cu acele modele care fac sens pentru noi. Însă deja aici vorbim de zona conștientă. Chiar dacă nu o facem într-un mod intenționat, adică nu gândim, nu facem un proces de gândire, eu vreau să fiu ca X pentru că îmi place că, nu știu, se îmbracă frumos sau dansează frumos. E cumva o alegere care vine din inconștient. Tocmai aici apare necesitatea de a introspecta zona inconștientă, pentru că noi trăim cu senzația că alegerile pe care le facem ne conduc viața și că le facem într-un mod conștient, însă în spatele acestor alegeri, de fapt, suntem condiționați da. De zona inconștientă. Și chiar dacă alegerea pare una intenționată și analizată și bine gândită, dacă stai puțin și analizezi și te duci un pas mai în profunzime, constați că, de fapt, nu e chiar așa cum te-ai gândit tu că vrei să plătești niște polițe altora sau cumva ai rămas cu niște traume pe care vrei să le rezolvi inconștient. Exact. Am văzut ați venit astăzi cu niște carduri și o să vorbim și despre ele imediat, facem și o scurtă pauză și să vedem dacă ne și regăsim în aceste arhetipuri.
reprezentate pe aceste carduri. Dați-mi Jokerul să văd. Nu, dar știi cum e, cum e? Alege o carte. Ia, alege o carte. Alege. Fără să te uiți, alege o carte, pur și simplu. Eu să aleg o carte. Da, mă, alege o carte. Alege o carte să vedem ce-ți pică și păi, să stai. Vedem dacă o fi... Eu cred în semne. Nu te uita. Păi nu, că sunt pe spate. Hai, ia să vedem ce ai tras. Am tras o carte... ce-am tras? ai tras luptătorul, răzbunătorul, nu? Răzbunătorule! Nu pot să cred, asta am tras? Adică... Cel care Opa. Vrea să aducă justiția. Okay. Adică să pună în echilibru și... Vreau și eu să trag una. Să fie un reprezentant al societății. Însă are și zona umbrită, acolo unde... poți conduce acțiuni în numele unei cauze false, adică unei cauze... Ah, deci sunt un fel de propagandist, gen, sau, mă rog, un lider... Ce? Nu este una sau cealaltă. De obicei, aceste arhetipuri vin... Cu ambele părți, și cu zona luminată, adică cu zona bună, pozitivă, cu ceea ce ne dorim să fim, și cu zona umbrită. Umbra, așa cum Jung o definește, este în sine un arhetip. Noi avem în inconștient cu toții o zonă umbrită pe Corect. Care de multe ori nu da, o noi, acceptăm. Noi, scorpionii, nu prea avem zone de astea umbrite. Da, dar uite, era să tragi cât pe ce era să-l tragi pe Don Juan. Noi, împotrivea, noi, bravo, se mai bine. Da. Deci a tras ce trebuie. Și am tras și eu. Deci cum, eu cred că, vezi? Da, eu ceva. Dar nu știu ce ai tras tu. Nu știu ce am tras nici eu. Nu știu ce am tras. Un înger. Ai. Care îi ajută pe ceilalți, fără a avea așteptarea de a primi ceva în schimb. Deci nu o să mai ai salariu. Băi, deci cum se poate așa ceva? Da. Bine, o să ne lămurim imediat. Deci asta a fost doar așa... Incredibilă treaba asta. Da. Să nu uităm că există și zona umbrită. Evident. Și atunci o față angelică poate să îi ducă într-o zonă manipulatoare pe ceilalți și să pretindă cumva un ghidaj angelic cu motive false, adică cu motive... Pentru că nu e așa, a spus bine Dan Bittman, și îngerii au demonilor. Da. Cam așa este, foarte frumos spus. Vorbim despre arhetipuri, arhetipurile cele mai întâlnite la femei și la bărbați. Pentru că nu e așa, oricum noi vrem să ne cunoaștem mai bine unii cu ceilalți, nu prea reușim de fiecare dată. Dar sunt mulți care vor să cunoască mai multe arhetipuri. Păi, stai să vezi că s-ar putea într-o singură, eu cred că într-o singură persoană să fie mai multe, nu doar exact. Unul. Și atunci exact. E greu de înțeles femeia. Hai, de asta ajungem la, nu, la vorbele astea. O Bun. Structură arhetipală, așa, conform lui Carolyn Miss, cea care a creat aceste carduri, conține 12 arhetipuri. Și trebuie să le identificăm uitându-ne la zonele de conflict, cum spuneam mai devreme, la zonele unde simțim că întâlnim dificultăți sau că lucrurile nu ne ies așa cum ne dorim. Unele dintre cele mai cunoscute arhetipuri ale femeilor, putem să le numim, putem să arhetipul virginei, cea care își menține puritatea simbolică a inimii și a spiritului, și ne uităm și la partea umbrită. Un astfel de arhetip poate să te conducă spre o viață în care conectarea intimă cu ceilalți să fie dificilă. În dorința de a-ți păstra această puritate interioară, dificultatea apare atunci când îți dorești să intri într-o relație mai profundă, într-o relație în care să te conectezi cu celălalt. Dar credeți că se mai întâlnește arhetipul ăsta? Adică e... Probabil întrebarea din capul multora. Unde mai găsim noi arhetipul ăsta? Ideea e, dacă nu poți să-ți păstrezi puritatea asta a sufletului și dacă intri în contact cu oricine, adică face parte din caracterul tău, la urma urmei, nu? N-ar trebui să fie influențat de anturaj sau de orice.
Exact aici este cheia, să spun, care te duce la identificarea arhetipului. Pentru că această direcție pe care ți-o dă un arhetip nu este una care vine în urma unei alegeri. Adică nu aleg eu să am acest arhetip. Exact. Da. Exact. El se află în inconștientul meu. Tu doar îl recunoști pe baza acestor. Exact. Da. Eu recunosc faptul că am o problemă, n-am conectat cu ceilalți și după aia o să mă întreb de ce am această problemă și mă duc în spate. O să mă întreb și de ce, dacă simt în interiorul meu că aceasta pentru mine e o dificultate, e o limită. Dacă simt în interiorul meu că nu mi-aș dori să fie așa, atunci e un conflict, pentru că evident există și oameni care sunt mulțumiți. Oameni care, care nu au această nevoie de a se conecta cu ceilalți. Nu vorbim de un ascet sau o persoană care se află în zona asta de transcendență și nevoia de a se conecta cu ceilalți nu există. Nevoia lui este de a se conecta cu spiritualitatea, nu? Cu universalitatea, cu... Bun, mai avem un arhetip întâlnit la femei. Să vorbim de femeia fatală, nu? Mama! Aveți și poze? Poze, cu siguranță. Da. Da. Femeia fatală își folosește energia feminină, energia erotică și își deschide inima în așa fel încât să creeze o dependență a celuilalt de ea, însă în zona umbrită această folosire a energiei feminine o poate duce spre un atașament de bani și putere și astfel alte priorități, practic, să nu mai intereseze sufletul, ci cardul. Exact, da. Și atunci există o vorbă care circulă așa de câțiva ani, cum că în interiorul fiecărei femei există o mică pițipoancă. O fac pe bun. Da, mă, și cum mai e să la suprafață din când în când. Una e pițipoanca și una e la fan fatal. Da, dar la asta că pot să extind și să mă gândesc că na, chiar dacă n-a venit cu acest tipar, cred că orice femeie are un moment când și-ar dori să fie o femeie fatală. Cred că mai degrabă prin chestia asta, femeie fatală vrea să domine în relațiile cu ceilalți, poate pentru că în spate are frica de a nu fi dominată, mai degrabă, mă gândesc. Poate să fie și această construcție, să fie ca un mecanism de apărare în care eu mă protejez pe mine prin a ataca, să spun, în felul ăsta pe celălalt și atunci mă aflu într-o zonă de siguranță și îmi folosesc toate calitățile, toate trăsăturile pentru a mă arăta ca un obiect al dorinței, dar care este inabordabil, inaccesibil. Și în felul ăsta, în interior, mă aflu într-o zonă de protecție. Însă orice mecanism de apărare care mă ajută în felul ăsta, pe termen lung, poate să mă ducă din nou într-o zonă de deconectare. Noi nu putem să trăim fără să ne conectăm cu ceilalți. Într-o zonă în care angajarea socială e limitată, într-un final putem să murim. Să murim de tot. Da, clar. Pentru că această angajare socială este una dintre trăsăturile noastre de bază care ne dau... Ca om. Exact. Da. Bun, avem femeia fatală, avem Virgina sau Fecioara și ce mai întâlnim? Mai întâlnim Regina, care radiază o feminitate regală, care poate să delege sarcini, care poate să conducă... Șefa. Genul programului șefa. Genul programului șefa. Și se folosește de trăsăturile ei pentru a crea o imagine de autoritate. Iar în zona umbrită, un astfel de arhetip te poate duce într-o delegare de sarcini fără un scop, doar cu intenția de a obține puterea. În zona asta
devii cumva controlling, încerci să îi controlezi pe ceilalți, însă fără a avea scopul creșterii și dezvoltării comune. Da. Și ultimul, că am văzut că aveți patru acolo, de asta am discutat despre trei, ar trebui să... Bine, ele sunt foarte multe, dar le-am luat pe cele mai întâlnite, ca să vă faceți așa o idee. Am mai luat mitul prostituatei. Opa! Pentru că este un arhetip pe care îl avem cu toții în interiorul nostru. Și bărbații? Absolut, absolut, toți îl avem, în sensul în care gigolo. avem nevoie să negociem cu ceilalți pentru a obține ceea ce ne dorim pentru noi. Mhm. E un fel de compromis. Este cumva un fel de compromis. Și eu nu cred că există un om care să nu aibă nevoie să facă un compromis de-a lungul vieții. E adevărat, este și o întrebare câte compromisuri facem și cât de profunde sunt ele, cât de mult dăm din noi pentru a obține ceea ce ne dorim. Și aici, apar marile dezamăgiri, pentru că tu crezi că cineva este un om care nu face compromisuri și la un moment dat se aliază cu PSD-ul. Exact. Dăm un exemplu așa, la întâmplare. Un exemplu random, exact. Da. Vreau să trecem și la categoria arhetipuri pentru bărbați, dar sunt obligată să facem o scurtă pauză și imediat, asta înseamnă în vreo două minuțele așa, o să vorbim. Aha, să vă văd dacă mai râdeți după aia, așa cum v-ați distrat. Dă-ți-mi pe Don Juan să mă uit un pic. Alina Cosache, lector la Fundația Calea Victoriei, acolo unde o puteți găsi și puteți afla mai multe despre aceste arhetipuri. Noi așa ne-am jucat și am vorbit despre foarte puține și o să trecem imediat și la cele ce îi privesc pe bărbați, dar sunt cursuri care se desfășoară la Fundație, online sau fizic la sediu? Sunt fizic, ne întâlnim 3 marți la rând, 3 ceasurile. Începând cu săptămâna viitoare. Și în cadrul cursului vom construi acest portret arhetipal cu cele 12 arhetipuri care ne caracterizează. Structura o vom face în urma răspunsurilor pe care le dăm unor întrebări. Și ca să revin la arhetipurile masculine, am ales 4 dintre ele. Spre exemplu, l-am ales pe martir. Martirul este cel care se pune în serviciu celorlalți, nu? Se sacrifică pe el pentru o cauză bună. Însă întotdeauna subliniez această latură umbrită în care mă pun în serviciu celorlalți sau al unei cauze și încep să mă autocompătimesc. Victimă. Exact. Și mă te victimizezi, exact, și da. Exact. Da. Unii, da, se complac în situația asta de victimă, se hrănesc, cred că, din... Să ieși din rolul de victimă este cel mai dificil. Și tu știi foarte dificil bine ce zici. Așa am auzit, da? Da, da, da. Nu vorbim despre victimele adevărate care sunt terorizate de colegi, de muncă sau nu. Nu. Despre cei care se consideră victimă în orice împrejurare. Da, dar cei care sunt... Așa, sunt niște martiri care rezistă, da, nu? Sunt, oh, doamne, sunt. Alături de colegii care... Okay. Da. L-am mai ales departe pe Don Juan, vorbeam puțin mai devreme, cel care își folosește trăsăturile pozitive pentru a se pune într-o lumină, în reflectorul vieții. Însă întotdeauna un Don Juan în spate are o poveste tristă, o relație... Îi se trage de undeva, da, clar. Se trage de la, da, relația cu mama, o relație dificilă în care de cele mai multe ori mama este controlling sau castratoare și nu îi dă posibilitatea copilului să se dezvolte și astfel el încearcă să reconstruiască această relație sănătoasă cu mama în relațiile cu femeile pe care le cucerește. Da, da, sunt prea multe, adică de ce nu se oprește la una? Adică hai să-mi refac așa printr-o femeie, nu printr-o sută. Pentru că, de fapt, nu obține ceea ce
Caută. Caută altă mamă. De fiecare dată. Ceea ce este imposibil. Bun, și mai avem? L-am luat și pe rege. Dacă am vorbit de regină, o să vorbim și de rege, cel care este un lider și care beneficiază de această putere de decizie de a nu conduce o societate. Iar în zona umbrită se simte îndreptățit să conducă, adică îi îndepărtează pe ceilalți și consideră că este unicul, cel mai deștept, cel mai inteligent. Nu sunt de nasul meu, ceva exact. De genul ăsta. Exact. Și am mai ales arhetipul tatălui. E un arhetip care mie îmi place foarte mult prin prisma faptului că tatăl ghidează, nu? El reușește să transmită copilului un drum al vieții spre protejează, ghidează, mă rog, sunt multe... Să asculte copilul, că dacă n-ascultă copilul, degeaba încerci să-l ghidezi. Însă, în zona umbrită, la fel ajunge în zona de control dictatorial și de abuz al autorității. Și atunci... Faci așa pentru că am spus eu. Dar de ce? Da. Pentru că eu sunt tactul. Pentru că dau militaria jos din pod. Da. 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 Deci putem identifica multe, nu? Așa. Scot cureaua. Da, asta nu mai spunem. Da, se mai întâmplă și în ziua de astăzi, dar generațiile mai vechi au crescut așa. Așa, acum să începem să le combinăm. Bine, regele cu regina, e clar. Eu știu, acum, probabil aveți întrebarea asta, oare eu unde sunt? Pentru că și eu m-am întrebat și nu mi-am dat seama. Adică, cumva, poate că aș fi luat din mai multe arhetipuri ca să așa, dar cumva cred că intuiesc o zonă spre care mă duc și... Da, să vezi ce probleme au femeile care se regăsesc acolo și în prostituată și în fecioară. Da? Da, asta este un conflict intern foarte puternic. Și este și cine câștigă? Foarte reală situația. De cele mai mult. Depinde de context, depinde de situație, depinde de zona unde mă aflu. Până la urmă, tot ce se întâmplă în interiorul meu se ajunge la granița exteriorului, nu? Și se confruntă cu ceea ce se întâmplă în exteriorul meu. Și... E vorba de imagine sau de cum te comporți în exterior? Că poate imaginea ta interioară... E vorba de o viață cu sens. Nu, dar imaginea ta interioară poate să fie una și în ochii celorlalți apare în alt fel. Exact. Jung a definit cele patru arhetipuri, iar ceea ce tocmai ai explicat este acest arhetip persona. Eu voi avea mai multe persoane pentru fiecare situație din viața mea. Nu voi fi niciodată persoana mama, deci cea care sunt cu copiii acasă, cu persoana angajată la corporație sau cu persoana în relație cu partenerul meu de viață. Asta nu știu dacă neapărat e persoana asta este o altă personalitate, ci pur și simplu e o mască. E o mască. E o mască. Exact. Asta este. Este o mască, adică un set de roluri, de trăsături pe care eu le exercit în acel context. Da. Cred că ar trebui să ne gândim... cum suntem, nu așa și se și spune, tu ești cu adevărat ăla, cum te comporți când nu te vede nimeni. Și că atunci nu mai ești influențat, stai un pic că trebuie să fiu, nu știu cum, că mă vede Mihai, să fiu bine, sunt pe Facebook și mă vede lumea. Nu, când sunt eu cu mine, cum mă comport eu, de fapt aia sunt cu adevărat. Și dacă, nu? Corect? E corect, însă avem atât de multe mecanisme de apărare care ne țin departe de a petrece timp cu noi înșine, de a scrola pe rețele de socializare, de a face nenumărate excursii, de a călători, de a ieși constant la întâlniri cu prietenii. Atunci când mă țin ocupat, aia identifică o zonă de conflict. Atunci când eu sunt 99% din timpul meu ocupat cu alte activități, nu-mi dau acest timp de a sta cu mine. Și atunci, ceea ce tu foarte frumos descrii, eu nu am timp să cunosc. Nu vrei să te regăsești pentru că te sperie ce găsești acolo. Exact, exact. Și de foarte multe ori, suferința pe care o port cu mine în interior și care nu transpare în imaginea mea, nici în persoana, nici în relațiile mele, suferința mea e atât de greu de
de gestionat încât mă ține departe de orice moment petrecut cu mine. Destul de curioși probabil v-am făcut încât să intrați și pe net să vedeți mai multe detalii despre aceste cursuri, dar și despre altele, pentru că sunt foarte multe și pentru că oamenii sunt din ce în ce mai interesați de această stare de bine, de să-ți fie bine în interior, să ai liniștea aia și de multe ori o găsești doar dacă te cunoști. Și iată că sunt atâtea metode prin care să facem asta. Mulțumim tare mult că ați venit astăzi pe la noi. O emisiune a răzbunătorului și a îngerului, iată. Ce carte v-ați găsit? În ce vă regăsiți acolo? Eu mă regăsesc în mai multe arhetipuri. În cel al mamei mă regăsesc în cea mai mare parte a timpului. Am înțeles. Mulțumim foarte mult pentru prezență. Vă mulțumesc și eu. Și sigur o să mai vorbim, mai ales că vor apărea și alte cursuri pe alte domenii, de altfel noi ne-am mai și întâlnit și online. Am vorbit când despre somn. E o perioadă în care ne confruntăm cu destul de mari dificultății ale somnului în perioada asta de primăvară. Mm-hmm. Astenia ne dă de urc. Nu toată lumea. Da, răzbunătorul nu are, da, deși are multe de rezolvat. Și hipersomnia poate fi o dificultate. Eu când rămân singur cu mine, dorm. Pentru că te plictisești. Poate nu mă plictisești tu. Hai, mulțumim foarte mult. Mulțumesc și eu.